Salutare tuturor și bine v-am regăsit un unboxing rapid și un pic de review pentru o dronă, hai să zicem, un pic într-o nișă. Nu este drona obișnuită pe care am testat în ultima vreme, în ultimul an m-am jucat cu destul de multe, asta înseamnă a rămas la suflet pentru ușurința cu care o poți folosi, este banal de ușor de decolat și de aterizat, cu niște emoții la pachet, vine într-o astfel, într astfel de cutie și este o propunere un pic aparte, un pic diferită față de ce ai mai văzut. Dar mai bine să desfacem acest perot disco FPV Spread Your Wings și mă atenționează că am un pachet, inclusiv niște treburi de genul ăsta, care mă atrag. Bun, hai să o desfacem. Așa. Promisiunea că va zbura 45 de minute cu până la 80 de km la oră cu pilot automat? Băi, nene, e o promisiune rară în industria asta. Nu prea știu drone care să zboare 45 de minute și să coste doar undeva la vreo 1000 de euro. Cam asta este prețul care se cere pentru astfel de dronă și care vine așa, în cutie. Ia uite, asta este drona propriu-zisă, este aproape asamblată, aproape complet asamblată. Eu o să te arăt cum vine că eu am scos-o deja și am și zburat-o. A și luat vreo două căzături. Ea e făcută să cadă și să reziste la căzături. Așadar, drona propriu-zisă, apoi încărcătorul, alimentatorul, care încarcă la 12,6V și 3,5A. Un încărcător destul de rapid, așadar. Controllerul, joysticul. care arată un pic ciudat pentru că aici în interior sunt toate antenele și uh, te va atenționa de foarte multe ori să îl ții îndreptat așa în sus către, către drona ta ca să bată până la ea. Are o acoperire decentă, oricum drona se întoarce în momentul în care simte că nu îl mai vede suficient. Din joystick o să vezi destul de repede și câteva butoane aici, unul pentru decolare, încă unul pentru întoarcere la punctul de casă, un buton care ne va arăta în ce stadiu funcționează și niște preseturi și butonul de setări, cam atât. Și un uh, cablu de încărcare. Iar aici sunt ochelarii care nu sunt până la urmă vreo mare șmecherie, că n-au nimic înăuntru, bate să-ți bagi telefonul. Există un mod în care poți să-ți bagi pur și simplu telefonul mobil cu aplicația Free Flight, cea care operează drona, în ochelari și să vezi exact ce vede drona. Iar asta m-a atras cel mai mult la această dronă. De desubt, când n-am terminat, mai avem treburi. Aripa. Și dacă vă uitați de acolo unde vede camera și vedeți polistiren, Extrudat. Da, exact asta e. E un polistiren întărit, în, în schimb. Este mult mai rezistent decât polistirenul ăsta pentru izolații și este o idee foarte bună. O să vă spun de ce imediat. Două aripi, logic. Două aripi fixe, între noi fie vorba. Manual. Un bord de atac. asta este de rezervă. Adaptoare pentru diferite tipuri de prize. Și încă un cablu de încărcare. Așadar, chargerul nostru este capabil să încarce și bateria și controllerul. Bun. Controller, cabluri. Hai să ne jucăm în primul rând cu drona. Cam așa vine drona și singurul motor pe care îl are îl vezi aici în spate iar eliciile nu sunt defecte, pur și simplu se pliază, iar în momentul în care pornește, automat se vor așeza în poziție. Este un motor suficient de puternic încât să propulseze drona aceasta de vreo 750 de grame până la 80 de km pe oră în zbor și să o ajute să urce, să coboare, să facă tot felul de manevre. Cele mai multe manevre se fac așadar dintr-o combinație dintre turația motorului, care aproape, să ajungă aproape până la oprire completă în momentul în care pierde altitudine sau trebuie să coboare rapid, și eleroane astea. Astea sunt singurile piese care se mișcă în zbor. Toată partea de inteligență a dronei se află în interior, bine protejată în interiorul carcasei, vă spuneam, din uh, această spumă. Uh, și avem uh, baterie, o baterie și niște conectoare destul de serioase, cam așa. Eu deja am asamblat-o. La prima asamblare să bagi tu bateria. Și bateria pe care o vezi aici are o capacitate de 2700 mAh, adică echivalentul a 29,97 W oră. Este suficient ca să țină drona în aer 45 de minute. În 45 de minute o să se tot învârte deasupra ta, și o să vezi tot ce se întâmplă. Poți să urci la altitudine și să cobori, să te îndepărtezi până la vreo 2 km. Noi cam așa am testat-o deasupra uh, lacului Văcărești, asupra deltei Văcărești. De dedesubt aici mai găsești niște informații, un număr de serie. Made in China, bla, 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 battery și așa mai departe. Partea cea mai importantă este aici. Aici este toată inteligența și în interior este un calculator pus în mișcare de un procesor, un CPU A9, dual core, care are și un accelerator grafic, un GPU quad core. Totul rulează pe Linux. Adică s-a pus foarte multă inteligență aici, pentru că are inclusiv telemetrie, flight recorder, controlul prin radio al telecomenzii, stabilizare de imagine, înregistrare Full HD și controlul camerei. Mai are și sonar de desubt ca să-și dea seama de distanță față de sol și o cameră care îl ajută să se poziționeze, să rețină poziția unde este. Aici mai sunt niște senzori, pe aici practic bate antena cu care tu îl controlezi prin telecomandă și un singur buton ca să fie cât mai ușor de folosit busolă, accelerometru, magnetometru, altimetru, tupitot, optical flow, camera, toate nebunile. Pe tine ce te interesează cel mai tare este camera de aici. Este o cameră cu stabilizare pe 3 axe de 14 megapixel cu o apertură de f, un f2.3. Ce înseamnă asta? E că, în teorie, poți să faci niște poze decente de sus și niște filmări în Full HD. Această dronă este capabilă așadar să filmeze în Full HD, atâta cât te ține până la urmă cardul pe care îl pui la bord, trage în 30 de frame-uri pe secundă și poate să facă și video streaming, tu poți să vezi pe telefon la o rezoluție de până la 720p. Ce am mai observat eu este că din telecomandă poți să mai reglezi dintr-un dintr cursor de aici și unghiul de înclinare al camerei sus-jos. Dar hai să totuși să o pornim, nu o să și zburăm cu ea, dar ca să dați seama cam cum se întâmplă lucrurile. Așadar, asta rămâne fix aici, Vi cu bateria, bateria o poți încărca separat sau la bord, e foarte ușor de scos, o băgăm și nu trebuie să apăze câteodată pe buton. A clipit odată ă, albastru și are chiar și cooler. Pentru că vă spuneam, este o dronă inteligentă. Așadar, ea în momentul ăsta este pregătită să primească comanda de decolare. Bateria a alimentat sistemul. Ia uite, deja motorul își face primul self-test. Iar acestea sunt, uh, aceștia sunt senzorii pentru eleroane, pe care o să-i asamblăm cam așa. Asamblarea mi se pare joacă de copii. Uh, oricât de puțin isteța ai fi, nu trebuie decât să nimerești găurile. Una aici, una aici și cele două bride. Inițial mi-a fost teamă că se vor putea desprinde în zbor, dar nu e cazul. Trebuie să fii atent doar ca motorașul să se potrivească aici peste eleron, pe care îl va controla. Și gata! Drona este aproape gata de zbor, nu mai trebuie decât să-i pun capacul. Așa arată disco pregătit de zbor. Pur și simplu îl iei în mână, nu are trend de aterizare, nu nimic. De aceea spun că e o idee bună să fie din polistiren ca să ajungă la doar 750 de grame, cu tot cu baterie, cu tot cu calculator, cu cameră, cu motor, cu tot ce trebuie la pachet. Iar elicile se vor plia în momentul în care aterizează. Uite așa, momentul în care vine jos, efectiv în funcție de, de teren se vor plia astfel încât să nu, să nu primească prea mult damage. Drona pe care voi o vedeți, vă spunem că ne a zburat-o deja și a luat un pic de țărână la aterizare, nu multă, se curăță, dar a căzut și în bot în niște crăci. Și a rezistat cu brio unei căzături pe care, dacă ar fi luat o altă dronă mai modernă, să zicem un, un DJI, dacă ar fi căzut în bot, nu i-ar fi plăcut la fel de tare și cu siguranță s-ar fi rupt ceva. O astfel de dronă făcută din polistiren, uite, are inclusiv urme de iarbă aici. Nu pare să o deranjeze prea tare, ba chiar s-a am, înfipt ceva dintr-un copăcel mici urme așadar de, de efort, de chinuială, dar zborul a fost eficient. Dar hai să vă arăt exact ce trebuie să facem mai departe. Așadar, drona noastră este pregătită, echipată, gata de zbor. Nu mai trebuie decât să pornesc controllerul, pe care puteți să-l pornesc ceva mai devreme. Și o să apăs o dată pe LED. Prima dată este roșu. O să o caute să se împrietenească. Și pentru a vedea imagini de pe dronă, o să am nevoie de un telefon. LED-ul verde îmi confirmă că controllerul a văzut drona pe telefon deschid aplicația Free Flight. Însă ce mi s-a părut interesant este că pot să dau drumul dronei la zbor chiar și fără telefon. Dar odată ce am conectat-o, prin cablu, ia să vedem, gata, deja e gata de zbor. Ia uite. -o. Și modul în care pornește aplicația este acesta tridimensional. Dacă îl bag acum în ochelari, telefonul, o să văd imagini 3D. O să văd exact ce vede drona de sus sau de jos. Dar în momentul ăsta e deja transmite imagini către telefon. Nu mi-ar fi stricat însă un suport. Aici am o, o piuliță în care pot să-mi pun un suport de telefon. Sunt convins că este o opțiune pe care aș putea să o iau ca să-mi instalez un suport simplu pentru telefon. Altfel am avut o problemă la filmări ca să ține cineva telefonul în mână. Din momentul ăsta, tot ce mai trebuie să fac ca să plec la zbor este să apăs butonul de take off. Așadar e foarte simplu. Ai băgat bateria, apeși o dată butonul, apeși o dată butonul ăsta, s-a făcut verde aici, clipește albastru și Disco este gata de zbor. Drona noastră nu poate să decoleze pentru că nu are GPS aici la interior. Hai să ne legăm un pic de aplicație. Aplicația mi se pare simplă, intuitivă și ușor de folosit pentru cei care nu au mai zburat până acum o dronă. Nu e mare lucru și o să îți dai seama că totul se întâmplă pe ecran. Aici cu flight plan, habar n-am care treaba. Dacă aș cumpăra ceva, nu știu ce aș putea să cumpăr. Probabil niște trasee predefinite, ceea ce nu e neapărat rău. Nu o să le cumpăr acum. O să văd modelul conectat aici, o să văd update-ul. momentul ăsta, spre exemplu, eu fac un update pentru disco. A venit un update prin internet și asta îmi place iarăși că trage din telefon, prin internet, update ul pe care le trimite prin cablu în și wireless apoi în dronă, o chestie destul de complicată, dar o face bine. Apoi mai am spațiul de stocare de pe memoria dronei. Nu am găsit un slot de card, dar are un spațiu de 32 de giga de stocare care îți permite să filmezi. Dacă mă duc aici la Fly and Film, iată undeva la vreo jumătate de oră, probabil, nu știu, fi calculând în secunde. Dar văd că poate filma așadar 1080 și pot să dau rec aici, dacă asta vreau, sau pot să fac poze. În plus, în ecranul principal pot să mai văd nivelul de baterie al dronei și pe parcursul testelor noastre n-a fost nevoie să o încărcăm deloc. Am zburat-o deja de două ori fără probleme și tot nu am coborât sub, în momentul ăsta suntem la 58%. Aici mai văd dacă este conectată și dacă am semnal. În timpul zborului se descoperă destul de des că mai scade și automat când pierde un pic de semnal, drona revine și te va survola. Și apoi pot să văd nivelul de baterie al controllerului. Apoi am și un pic de help pentru toate butoanele de pe ecran ca să încep să experimentez cu Sky Controller, așa îi spune acestui, acestui joystick. Apoi, în Fly in Film, pot să văd exact unde este pe hartă drona, zboară suficient de repede și nu se poți să dai cu gâtul așa în sus. O să vezi totdeauna aici pe harta asta poziția relativă față de tine. Mai place că am acces și la o hartă și pe hartă aici pot să văd, spre exemplu, unde se află efectiv drona, poziția ei relativă. O să schimb de aici sensul de rotație. Ea automat va pleca într-o rotație inversă a celor de ceas sonic. Ei dai drumul să zboare, ajunge la o altitudine predefinită, suficient ca să stea deasupra clădirilor sau a spațiului unde te afli tu și se va tot învârti. După aceea tu poți să-i dai să urce, să coboare și ea va continua să survoleze până nu intervii tu. În momentul în care tu intervii, o să încep să pot să schimb traseul câte vreme o țin într-o poziție normală de zbor. Deci pot să dau drumul la o fotografiere și aici pot să trec din nou în modul 3D. Partea bună e că e un pic antiprost, trebuie să o spunem pe șleau. Câte vreme nu are GPS, nu va pleca de pe loc. Are și un buton de întoarcere acasă, aici pe controller. Dacă cumva ai dubii în legătură cu abilitățile tale de a pilota drona, câte vreme ea oricum se învârte despre capului, lui, doar pe butonul de întoarcere, vine aproape de tine și în momentul în care se apropie suficient de tine, de aceea ai nevoie de un spațiu deschis de vreo 20 de metri, cel puțin de jur împrejurul tău, va veni efectiv și va încerca să aterizeze cât mai lent. Când vine la aterizare, aproape că motorul se oprește și zboară planat. Da? Vine așa și se așează, însă dacă are obstacole în față nu le vede și nu poate să ocolească chiar orice, de aceea recomandarea noastră este să încerci această dronă într-un spațiu deschis. Trebuie neapărat să fi pe un deal, undeva, pe un imaș, un spațiu cât mai deschis, un teren de golf, habar n-am, îți trebuie multă pajiște, astfel încât să ai loc în jurul tău și pentru decolare și pentru aterizare. Din testele noastre n-ai nevoie de mai mult, să zicem, de vreo 20 de metri, spuneam, o rază de 20 de metri în jurul tău, însă nici clădiri foarte mari să nu ai de jur împrejur, până când pot câștiga suficientă altitudine. Așadar, drona este suficient de inteligentă încât să nu plece de la sol dacă nu are semnal GPS, însă nu ți va da seama prea bine despre obstacole. De aceea, încă o dată, insist să o folosești doar în spații deschise. E o altă abordare față de o dronă, să zicem un quadcopter, cum sunt cele de la DJI cele mai multe, care pot zbura și în spații mai mici. Eu am putut să ridic Mavicul, spre exemplu, inclusiv în casă, în interior. Asta în niciun caz și în niciun caz nu se va întâmpla asta în oraș, îți trebuie neapărat foarte mult spațiu. Din fericire însă nu este prea grea, că nu o să cadă, nu o să lovească pe nimeni în cazul în care chiar se va întâmpla și va încerca să aterizeze cât mai planat însă ai nevoie de suficient spațiu. Bateria ține 45 de minute de adevăratele. Viteza este destul de mare, însă atunci când ajungi acolo sus, nu o să te poți bucura foarte mult de viteza aia maximă. Atunci ce îi dai blană, să meargă cât poate ea de repede. În momentul în care depășește 2 km, distanță de tine, controlerul deja nu mai are semnal suficient și nu mă vezi că se întoarce și vine înapoi spre tine. Ce poți să faci? Urcușuri, coborâșuri, poți să filmezi aproape plonjat, să vezi de sus din înaltul cerului, poți să plonjezi sau să urci către înaltul cerului, poți să survolezi anumite zone și poți să faci câteva poze foarte interesante. Este, din punctul meu de vedere, o dronă ca o alternativă pentru cei care nu se descurcă prea bine cu dronele mici și vor mai degrabă poze și filmări frumoase de sus cu spații deschise. În spațiul ăsta, în zona asta de drone, mi se pare însă un pic scumpă, la vreo 1000 de euro cu tot pachetul ăsta nu e un preț rău dacă te gândești la autonomie. Însă un DJ Mavic are mult mai multă versatilitate. Dacă mă uit la un Phantom 3 care poți să iei la jumătate de preț, E greu să vii cu argumente, dar v-am spus, din punctul meu de vedere, greu de bătut viteza maximă, faptul că se pilotează aproape singură, poate survola la nesfârșit, fără să ți bați tu capul, dar și celălalt au început să facă lucrul ăsta. O opțiune așadar de nișă. spune părerea ta despre acest Pero Disco FPV mai jos la comentarii. Ca de obicei, nu uitați să dai un like, un share și un subscribe. Și până la viitoare, numai bine!